Structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Mehedinți, pompieri, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră au invitat toți copiii însoțiți de părinți, bunici, profesori sau prieteni în pădurea Crihala din municipiul Drobeta Turnu Severin pentru a sărbători împreună Ziua Internațională a Copilului. Activitățile menite să-i bucure pe cei mai mici, dar și să le stârnească interesul celor mari, s-au desfășurat în intervalul orar 10-14, iar pădurea Crihala a fost învăluită într-o atmosferă veritabilă de vacanță. În perioada 1-5 iunie, majoritatea românilor vor avea o nouă mini-vacanță, context în care Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a suplimentat efectivele aflate în teren, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a suplimentat efectivele aflate în teren, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, peste 200 de polițiști vor acționa în medie zilnic, în sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier, acolo unde sunt organizate manifestări cultural-artistice, cât și pentru prevenirea accidentelor de circulație. De asemenea, în mini-vacanța prilejuită de sărbătorirea Zilei Copilului și Rusalilor Ortodoxe, peste 90 de pompieri mehedințeni vor fi zilnic la datorie pentru a răspunde prompt tuturor solicitărilor venite din partea cetățenilor, atât în domeniul situațiilor de urgență, cât și în acordarea primului ajutor calificat. Pentru eficientizarea timpului de răspuns, pompierii militari sunt pregătiți să intervină cu peste 45 de mijloace tehnice, fiind în măsură să asigure gestionarea optimă a situațiilor de urgență apărute în vederea salvării de vieți și limitării pagubelor materiale. Specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Mehedinți vor desfășura acțiuni de îndrumare și control la unitățile de turism din zona de competență pentru a se asigura că turiștii care aleg să se cazeze în județul nostru sunt în siguranță. Pe timpul verificărilor, aceștia vor urmări și aspecte privind dotarea cu stingătoare, menținerea liberă a căilor de evacuare și exploatarea în condiții optime a instalațiilor electrice. Pentru menținerea unui climat de siguranță, în rândul celor care aleg să-și petreacă zilele libere în unitățile turistice, le reamintim acestora necesitatea respectării câteva reguli și măsuri simple, astfel încât clipele de relaxare să nu le fie umbrite de evenimente nedorite. De asemenea, atât jandarmeria cât și poliția de frontieră vor suplimenta forțele de ordine în această perioadă. Vom fi prezenți pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în municipiul Orșova în perioada 2-4 iunie, unde se organizează mai multe activități cultural-artistice sub titulatura Ruga Orșoveană de Rusalii. De asemenea, pe toată perioada mini-vacanței vor fi suplimentate efectivele în cadrul dispozitivului integrat de menținere a ordinii publice din zona de competență pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, prevenirea și combaterea oricăror posibile incidente, depistarea și sancționarea celor care comit fapte ce pot tulbura ordinea și liniștea publică. La nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, în următoarea perioadă, continuă măsurile dispuse pentru întărirea dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat și de fluidizare a traficului în punctele de trecere, valorile de la frontieră fiind în limite normale. Se mențin în continuare măsurile de adaptare atât a misiunilor, cât și a resurselor umane și materiale la specificul fiecărei frontiere, astfel încât să se asigure un control eficient și operativ. Menționez că la acest moment, prin punctele de frontieră, tranzitul autoturismelor și al persoanelor se derulează normal, fără a se înregistra timp de așteptare. În această perioadă a fost suplimentat numărul personalului planificat la controlul documentelor până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct. Copiilor le-a fost prezentată o parte din tehnica de intervenție, cunoscând echipajele canine și având parte de activități interactive în cadrul atelierelor de lucru concepute pentru a înțelege specificul misiunilor desfășurate de pompieri, jandarmi, poliții și polițiști de frontieră. Pentru a-i bucura pe cei mici, dar și pentru a le stârni interesul celor mari, am organizat astăzi, în pădurea Crihala, o activitate în sistem integrat alături de colegii din cadrul jandarmeriei, poliției și poliției de frontieră. În cadrul unor ateliere de lucru, cei mici au putut să-și testeze îndemânarea prin parcurgerea unui traseu practic în care au folosit și furtunul de refulare, dar și curajul prin escaladarea unui zid de cățărare. Copiii și-au testat creativitatea prin organizarea unui concurs de desene pe asfalt. M-am simțit destul de bine. Ne alături de familia mea și de prietenii mei, e foarte fain aici. Ce stand te-a atras cel mai tare?
De detectivi. Ce ai încercat acolo? Am luat amprenta mea. Mi-a plăcut armele din spate. Sunt mari, sunt adevărate și mi-au plăcut. Mi-au plăcut. Te-ai gândit vreo secundă în tot acest timp în care ai încercat aceste arme și aceste echipamente să urmezi o carieră de polițist? Da. Îți dorești să faci asta în viitor? Da. Ce-ți place cel mai tare de aici? Ce atelier de la frontieră, de la jandarmerie? Mi-o place cascheta și vestea. Deci înțeleg că atelierul de la frontieră îți place cel mai tare. Da. Mie îmi place foarte mult totul, deoarece este foarte interesant lucrul acesta nou și îmi place. Ce anume te-a atras cel mai tare? Cel mai tare m-a atras pompierii cu mașina lor. Ți-a plăcut această auto specială de stingere a incendiilor? Da. Ce te-a atras cel mai tare aici la acest eveniment? Totul, efectiv, este ceva foarte frumos. Ce ai încercat până acum cu... Vreau să-mi fac poza aici pentru că abia am venit cu clasa și vreau să încerc toate lucrurile de aici. Te-ai gândit să urmezi o carieră în aceste domenii? Sincer, aș vrea, da. Mi se pare ceva diferit față de toate meseriile pe care le-am văzut până acum. Ce te atrage cel mai tare? Mașina de pompieri, mașinile de poliție, toate. Deci înțeleg că în viitor poate ai putea să iei în calcul o carieră de pompier. Poate! Copiii au avut posibilitatea de a-și testa curajul prin escaladarea unei zi de cățărare, de a-și demonstra creativitatea în cadrul unui concurs de desene pe asfalt, dar și de a-și arăta îndemânarea și perseverența prin parcurgerea unui traseu practic aplicativ. A fost o atmosferă plină de zâmbete, culoare și baloane de săpun, copii de toate vârstele manifestându-și entuziasmul. În semn de apreciere, aceștia au primit dulciuri, diplome și insigne.